Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM. Dragi prieteni, vă salut și mă bucur să ne reauzim pe frecvențele Europa FM. Zilele acestea, Ministerul Educației se confruntă cu o gravă problemă de credibilitate, generată de situația în care se află ministrul Sorin Câmpeanu. Potrivit investigației jurnalistice realizată de Emilia Șercan și publicată la începutul săptămânii în Press One, domnul Câmpeanu și-a însușit aproape în întregime un curs universitar care nu-i aparținea. Invitata noastră în această seară la Academia Europa FM este doamna Emilia Șercan. Bună seara și vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Bună seara și eu mulțumesc pentru invitație. Stimată doamnă, simt nevoia să vă spun pentru început că imediat ce am schițat proiectul acestei discuții, am trimis un mail și la Ministerul Educației, prin care i-am adresat invitația domnului Câmpeanu de a interveni cu un punct de vedere. N-am primit până acum niciun răspuns. Reiau invitația în cazul în care domnul ministru este pe neaude și dorește să intre, sigur că da, colegii mei îi vor facilita intervenția în direct. Domnul Câmpeanu, să știți că nu mi-a răspuns nici mie. I-am trimis, bineînțeles, o solicitare de a comenta, înainte să public materialul. După câteva minute m-am trezit că primesc un forward cu mesajul meu de la domnul ministru, care cu siguranță voia să-l trimită altcineva, și sub mesaj era scris de dumnealui Șercan. Adică voia să trimită cuiva mesajul meu și să îi comunica persoanei respective că mesajul este scris de Șercan. Nu mi-a răspuns, evident, eu i-am scris atunci, aș aprecia foarte tare, mi-ați trimis mie, e cu siguranță o greșeală, eu aș aprecia un răspuns. N-a venit respectivul răspuns și domnul ministru nu dă de regulă declarații sau interviuri în locuri pe care nu le poate controla, că tot vorbeam foarte recent despre cum este presa din România plătită de partidele politice și așa mai departe. Eu îmi permit să spun lucrul ăsta lucrând în presă de foarte mulți ani și știind cum merg lucrurile. Da, noi aici la Europa FM, da, o luăm cap în compliment, să știți, și mă gândeam acum, pare ușor surprinzător, pentru că aparent în spațiu public domnul Câmpeanu este un foarte bun comunicator, e foarte harnic în a tot dat, tot soiul de comunicate. Exact. Unde vedem că face exces de cifre, date, exact, calificări de situații, are o întreagă tolbă de epitete pe care le scoate și le aruncă, ei, de data aceasta domnul Câmpeanu greu s-a lăsat la vorbă, să zic așa, și declarațiile pe care le-a făcut pe subiect, din punctul meu de vedere, sunt total neconvingătoare, ba da dreptul ridicole, aș zice, fapt care îl pune acum într-o postură extrem de... a ajuns să fie... O să fac așa un fel de... O să sune, cred că, un pic chiar și amuzant. Ciuca bătăilor. Bineînțeles, nu este niciun fel de referire la domnul premier Nicolae Ciucă și l-acuzat de plagiat în trecut. Nu, nu, nu e nicio referire. Deși mărturisesc că eu acolo m-am dus cu gândul, dar în sfârșit. Revenim la subiectul discuției, la discuția noastră din această seară. Doamna Șercan, v-aș propune pentru început să le reamintim ascultătorilor datele principale ale investigației pe care ați publicat-o zilele trecute și să le explicăm de ce situația în care se află Sorin Câmpeanu, și nu doar el, dar întreg sistemul nostru de învățământ se află într-o situație extrem de gravă. O situație agravată, generată de lipsa de credibilitate a tocmai aceluia care conduce acest minister. Păi, în primul rând, trebuie spus faptul că în momentul în care, eu cel puțin, când îmi aleg un subiect, să scriu despre un subiect sau să documentez un subiect, de data asta plecând de la o suspiciune personală, când am văzut că domnul ministru refuză să-și facă public opera. De ce, dacă ești dublu academician, pentru că are de două ori calitatea de academician în două academii diferite, este, cum să spun eu, super gratulat, cred că pot să zic, sau nu știu, cu tot felul de, super premiat, haide să zic așa, cu tot felul de distincții de către diverse universități, are 11 titluri de doctor honoris causa, profesor universitar, doctor, președintele Consiliului Național al Rectorilor, cum bine spunea cineva, rectorul rectorilor. Când ai toate aceste calități, ai mai ajuns și ministru al educației și refuzi să faci publică lista de lucrări, nu ai niciun alt motiv decât
că îți dorești ca lumea să nu vadă ce ai publicat tu sub semnătură proprie. Și asta a fost motivul pentru care eu mi-am dorit foarte tare să văd, să mă uit puțin prin opera domnului Câmpeanu. De ce e important lucrul ăsta, să înțeleagă și ascultătorii noștri? Pentru că domnul Câmpeanu ia decizii. Și ia decizii pentru educația din România, decizii care afectează și preuniversitarul și universitarul. Și decizii care mai departe se răsfrâng în nenumărate moduri asupra vieții noastre a tuturor. Asupra familiilor cu copii, mai departe copiii aceștia care ajung sau nu în câmpul muncii, fiind pregătiți într-o formă calificată de școli, nu? De universități și așa mai departe. Funcția și poziția pe care o ocupă domnul Câmpeanu este foarte, foarte importantă. Păi vorbim despre un domeniu în care... este critic și esențial. Exact. Și pentru... mai ales acolo unde invocăm valori fundamentale ale unei societăți democratice. Da? Și printre aceste valori, sigur că da, onestitatea academică trebuie să fie printre primele. Iată că în momentul în care există astfel de mesaje, astfel de situații în care credibilitatea celui care conduce acest minister este pusă sub semnul întrebării, așteptam niște răspunsuri. Iar acele răspunsuri au fost neconvingătoare. Neconvingătoare. Să explic puțin ce am găsit eu. În câteva dintre cărțile, m-am dus evident la Biblioteca Națională, am cerut toate lucrările semnate de Sorin Câmpeanu și am observat în primul rând că unele dintre ele seamănă ca structură, ca formă, ca... Când m-am uitat printre ele, am descoperit că este vorba de același conținut. Evident că nu mi-a luat foarte mult timp să îmi dau seama despre ce e vorba. Că să văd într-o parte că scrie Ioan Pleșa și pe ediția următoare scrie Sorin Câmpeanu. Și avem de-a face cu conținut identic. E clar, nu trebuie să ai o pregătire specială. Nu trebuie să ai cursuri de specialitate făcute sau nu trebuie să faci parte dintr-o comisie de etică pentru a vedea conținutul identic. Lucrul ăsta poate să-l facă și un copil de clasa a patra care citește și care poate să-și dea seama că o pagină din stânga seamănă cu pagina din dreapta. Nu ai nevoie de mai mult. De aici am pornit. Deci asta este descoperirea mea. Lucrul acesta l-am publicat în ancheta de luni din Press One și am arătat faptul că există plagiat, există însușire de autorat, frauduloasă de autorat. Nu mă convinge scrisoarea domnului Pleșa, poate vorbim despre ea. Sigur că da. Și însușire frauduloasă de autorat, cum spuneam, și lucrul acesta este cu atât mai grav cu cât domnul Câmpeanu în anul trecut a făcut aproape, împotriva mediului academic, a intelectualității din țara aceasta, care s-a exprimat foarte clar, a mers până la o limită, a împins limita dincolo de orice, ca să schimbe regulamentul CNATCU și metodologia de analizare a plagiatelor în tezele de doctorat, a plagiatului în tezele de doctorat. A făcut lucrul acesta, a fost oprit în extremis de președintele Klaus Iohannis. Ei, de data aceasta, un an mai târziu, domnul Câmpeanu a pus în dezbatere publică proiectul de lege a învățământului superior. Eu mă uit mai degrabă aici, pentru că în acest proiect am văzut prevederi absolut scandaloase, care amnistiază plagiatul, care practic nu lasă nicio modalitate sau aproape nicio modalitate serioasă, severă de sancționare a încălcării normelor de integritate academică. Și faceți următorul scenariu. Îi rog pe ascultătorii noștri să facă următorul scenariu. Să-și imagineze că, de exemplu, un profesor care și-a clădit cariera întreagă pe impostură, tipul acesta de impostură sau alte modalități, nu va putea fi niciodată sancționat sau nu va putea fi sancționat, de exemplu, cu îndepărtarea din universitate, pentru că domnul Câmpeanu a avut grijă prin aceste prevederi să securizeze. Nu poți să fii dat afară din învățământ, nu poți nici măcar să fii retrogradat. Adică dacă ești profesor universitar și se descoperă, avem un caz, în 2003, o să explic imediat, un profesor care se descoperă că a obținut gradul de profesor universitar fraudând respectivul concurs,
nu poate să fie măcar sancționat cu degradarea pe funcția de conferențiar, care e funcția imediat mai jos. Este cazul domnului fost ministru al sănătății, Mircea Beuran, care și-a pierdut titlul de profesor în 2003 în urma unui scandal de plagiat. Cu prevederile pe care dorește domnul Câmpeanu să le introducă, lucrul acesta nu va mai putea fi posibil. Păi, așa se și explică graba cu care a organizat dezbaterile alea din timp... Pseudo-dezbaterile respective, nu, că urma să spun și eu lucrul ăsta, știți de ce? Că întâmplător am urmărit subiectul și am constatat că parcă eram înainte de 1989, se strângeau de regulă, nu știu, inspectori sau profesori care trebuiau să aplaude. S-au găsit câțiva, să știți, care au avut curajul să spună, vedeți că sunt niște lucruri în neregulă în proiectele alea de legi. Li s-a închis gura foarte agresiv și s-a mers repede mai departe. Hai să mai bifăm o dezbatere. Agresiv, dar și ironic în stilul caracteristic al domnului ministru. Exact. Dar dacă e să mergem puțin și noi pe zona asta așa, ușor ironică, sigur că am urmărit cu atenție primul răspuns pe care l-a dat după ce ați publicat ancheta respectivă și în care a venit cu un argument, iertați-mă, eu spun foarte deschis așa, parcă era pentru copii de grădiniță. Am situații la clasă în care, de pildă, nu știu, un copil, de pildă, nu-și face tema și invocă de asta, mi-a mâncat cățelul caietul sau ceva. Da. Domnul ministru a venit și a spus, da, suportul al meu de curs nu avea ISBN. Păi, haideți să vă zic cum a venit domnul Câmpeanu, cum a ajuns să spună așa ceva. Eu i-am livrat această informație pentru că eu, în momentul în care am documentat materialul, cu toată buna credință și onestitate, am zis, domnule, hai să nu merg eu pe cunoștințele mele, pe constatările mele. Să întreb și mai mulți profesori, cărora le-am trimis, le-am arătat despre ce e vorba, cu unii m-am și întâlnit, le-am arătat, pentru că am vrut să am certitudinea că nu fac niciun fel de greșeală, că nu-l acuz în mod greșit pe domnul Câmpeanu, tocmai pentru că e un curs universitar. Și i-am întrebat pe acești domni profesori și doamne profesoare cu care am stat de vorbă, dacă nu se aplică aceleași reguli în cazul în care lucrarea nu are ISBN, pentru că i-am constatat lucrul acesta, ducându-mă la... Și chiar domnul profesor Dumitru Sandu, de la Universitatea din București, mi-a spus că nu are nicio legătură ISBN-ul, aceste cursuri că sunt publicate, că nu sunt publicate cu ISBN. Ei, și eu am inclus răspunsul dumneavoastră lui. A speculat imediat această informație din material și asta pentru că era singura chestiune care părea că îi dă șanse de salvare. În rest, toate rutele eventuale de apărare, eu le-am intuit și nu le-am blocat intenționat, dar am pus întrebări și specialiștii mi-au răspuns. Inclusiv din punct de vedere juridic am clarificat, cred că foarte limpede, cum stau lucrurile. Impresia mea a fost că argumentul ăsta cu codul ISBN este mai degrabă pentru cei care nu știu despre ce e vorba. Haideți din nou îi rog pe ascultători să facă următoarea încercare de punere în situație. Avem o piesă muzicală, nu? Sau avem o poezie. Putem să spunem că nu piesa respectivă muzicală sau poezia respectivă e a unui autor, putem să zicem nu e a autorului respectiv doar pentru că nu are ISBN. O piesă muzicală, de exemplu, nu pot. Sau un tablou celebru, Mona Lisa. Nu putem să spunem că domnule, nu are ISBN, nu e plagiată Mona Lisa sau piesa muzicală nu e plagiată pentru că nu are ISBN. Nu, sunt stupide și ridicole aceste argumente pe care le-a folosit domnul ministru pentru a se apăra. Așa cum este și cel, dar ăla de departe pentru mine cel puțin a fost cel mai amuzant, că i-a fost lăsat, cursul respectiv i-a fost lăsat moștenire. Acum să mă iertați puțin, de dimineață mă macin întrebarea asta, nu știu, să le spun ascultătorilor că și eu sunt autorul tăblițelor de la Tărtăria. Da. Că mă rog, că și scrisul meu e undeva, pe acolo, pe undeva. În mod evident că lucrurile astea n-au cum să țină și sigur că răspunsul, de asta răspunsul domnului ministru a fost neconvingător. Cred că suntem în direct cu, încă nu cu domnul Mihali, dar îl așteptăm în câteva minute. Revenim la suportul acela de curs, pentru că e important ca ascultătorii noștri să înțeleagă de ce cu ISBN, fără ISBN, nu este în regulă.
regulă? Păi, e foarte simplu. Dacă nu conta faptul că, nu știu, acel material are, nu are ISBN, și dacă la, cum spunea domnul Câmpeanu ieri, se lucra în devălmășie și practic ei își transmiteau lucrările de la o generație la alta, ceea ce este groaznic, groaznic. De, tocmai ministrul educației să spună așa ceva este absolut sfidător. Eu am văzut cursuri muncite de colegi de-ai mei, suporturi de curs pentru seminare și care sunt și publicate, și tipărite la editura universității sau la tipografia universității, așa cum este cazul cursului, domn. Evident că nu poate altcineva să meargă să ia munca, pentru că e și un scandal groaznic. Dar asta este într-o comunitate sănătoasă în care este respectată, știu eu, munca și creația intelectuală a unei persoane. Ei, nu poți să spui așa ceva. Argumentul este categoric și eu am pus două simple întrebări. Dacă nu conta lucrul acesta și dacă... De ce și-a mai pus numele? De ce a simțit nevoia să-și pună numele pe fiecare capitol? Și înțeleg că suportul ăla de curs a ajuns și la studenți, sigur, având chiar și un preț. Preț. Da, da, da. Are preț de vânzare. Ca să fie clar. Preț de vânzare. Deci dacă nu conta de ce și-a pus numele și doi, de ce l-a trecut în CV-ul academic. Nu, să nu uităm că domnul Câmpeanu este dublu academician. Este academician, membru titular în două academii. Care are membru în două academii în CV-ul personal, menționând două cursuri care sunt și plagiate. Vă propun să vorbim și despre documentul pe care l-a publicat ieri, scrisoarea domnului profesor Pleșa, care la cei 90 și ceva, de, 92 de ani, m-a surprins, mi-aș dori să ajung și eu la 92 de ani cu o asemenea luciditate, a descris acolo cu lux de amănunte ce s-a întâmplat de când și-a dat domnul Câmpeanu doctoratul și de când era tânăr, ambițios și în plină ascensiune. Cum comentați? Nu am nici cea mai mică îndoială că acea scrisoare nu a fost scrisă de domnul Pleșa. În cel mai bun caz, i s-a dus domnului Pleșa și domnul Pleșa și-a pus semnătura pe respectiva scrisoare. În cel mai bun caz. Dar, scrisoarea respectivă, cum să vii... Eu dacă mă duc la conducătorul meu de doctorat și îl întreb, domnul profesor, în ce lună mi-am susținut teza de doctorat? Întâmplarea face că știu când mi-am susținut teza de doctorat, s-au făcut 9 ani pe data de 26 septembrie. Dar pentru că a fost un moment foarte important pentru mine și care chiar m-a marcat, eu am făcut depresie, în fine, am povestit lucrul acesta la nivel public. Am spus ce s-a întâmplat și de asta țin minte. Dar nu țin minte data în care am dat, de exemplu, concursul pentru postul de asistent. Nu țin minte data la care am dat concursul pentru postul de lector. Sunt momente pentru care nu am simțit nevoia să îmi amintesc lucrul acesta sau să-l memorez. Ei, domnul Pleșa știe cu exactitate data la care domnul Câmpeanu a devenit șef de lucrări, conferențiar, profesor universitar când și-a susținut teza de doctorat. Da, total necredibil. Absolut. Da, mă gândeam acum că domnul Câmpeanu cred că i-a scăpat un detaliu important, că de fapt prin documentul respectiv recunoaște efectiv că a preluat cursul, da, de la domnul Pleșa. Da. Nu, de fapt ce face? Recunoașterea este categorică. Dar domnul Câmpeanu vine aici și vrea să ne spună, uite, am acceptul. Știți cine a mai făcut lucrul acesta? Sunt doi plagiatori foarte cunoscuți în România, cunoscuți prin prisma funcțiilor pe care le-au avut. Au făcut exact același lucru, s-au dus la cei de la care au plagiat și au cumpărat dreptul de autor. Dar dreptul de autor, atenție, nu înseamnă că tu nu trebuie să pui ghilimele. Cred că explică foarte clar avocatul specializat în proprietate intelectuală pe care l-am consultat și cred că orice specialist în proprietate intelectuală care poate să confirme sau să declare exact același lucru. Este când ai un drept de autor, ai drept eventual de multiplicare, ai drept eventual de a obține profit după o lucrare. Dar nu ai dreptul să devii autor. Adică nu putem de mâine, e exemplu pe care îl dă avocatul, nu putem de mâine încolo să spunem că romanul Solenoid al lui Mircea Cărtărescu este semnat de Sorin Câmpeanu. Adică
domnul Cărtărescu ar putea, de exemplu, și invoc și eu acest nume, că e foarte cunoscut, în fine, Mircea Cărtărescu are o mare notorietate și cred că știu ascultătorii noștri foarte bine cine este. Mircea Cărtărescu, de exemplu, poate să-i cedeze drepturile de vânzare, de multiplicare, de orice, în legătură cu un roman lui Sorin Câmpeanu, să spunem. Dar nu poate să-i vândă sau să-i cedeze prin moștenire, donație sau orice altă formă juridică dreptul de a fi el creatorul operei Solenoid. Pentru că nu este. Sau a oricărei alte opere. Asta încearcă cumva domnul Câmpeanu să ne spună prin acea scrisoare. Dom'le, uite, profesorul m-a lăsat pe mine să folosesc. Ok, dacă... Și mai sunt două lucruri pe care eu le-am demontat foarte simplu. Dacă domnul profesor, eu nu vreau să-i fac, domnul profesor Pleșa să fie sănătos, are 92 de ani, o persoană în vârstă. Deci chiar nu vreau să-i fac rău, nu vreau să-l lezesc prin absolut nimic. Dar nu pot, indiferent despre cine ar fi vorba, nu pot să nu remarc următorul lucru. Dacă eu lucrat împreună, încă de când domnul Câmpeanu avea 19 ani, dacă dăm 15 ani înapoi de la momentul respectiv, avea 19 ani. Ok, pot să accept lucrul acesta. De ce domnul Pleșa nu l-a trecut ca autor și pe Sorin Câmpeanu la respectivele articole? Adică să apară autor Ioan Pleșa și Sorin Câmpeanu. Asta ar fi făcut credibil faptul că ei au lucrat împreună. Dacă s-a trecut domnul Pleșa, înseamnă că domnul Pleșa, fie el este singurul autor, doi, fie domnul Pleșa încalcă foarte grav normele de lucru în mediul academic când trebuie să recunoști contribuția adusă de o altă persoană la o operă prin menționarea ei ca autor. Ei, la fel, dacă domnul Câmpeanu a primit dreptul de la domnul Pleșa, de ce în momentul în 2006 și în 2009 nu a semnat acele capitole Sorin Câmpeanu și Ioan Pleșa, invers. A fost trecut singurul autor. El este singurul autor, ceea ce înseamnă clar fraudare și însușire frauduloasă a calității de autor. Suntem în direct și cu domnul profesor Ciprian Mihali. Vă salut, bună seara! Bună seara, bună seara! Ne auzim? Ne auzim bine! Da, sper că ne auzim bine. Da, domnule profesor, simțeam nevoie neapărat să vă includem în conversația noastră. Știți de ce? Pentru că mă tot întreb de vreo 2-3 zile cum poate fi lăsat moștenirea un curs universitar. Așa se întâmplă prin universități, se donează, frățești, așa, la un șpriț. Ne întâlnim, dragă domnule, te văd tânăr, ambițios, hai că-ți lași eu ție cursul ăsta, folosește-te de el cum vrei. Așa o fi? Nu, absolut deloc. Nu există practica asta. Sunt profesor de 30 de ani și am văzut în jurul meu foarte des colegi care au scris cursuri universitare în forma aceasta litografiată, depuse la bibliotecă sau vândute studenților. Eu n-am făcut niciodată asta, am detestat să vând în forma așa cunoașterea. Dar bun, sunt materii probabil discipline unde asta se practică. Însă practica aceasta pe care mi-o propune acum ministrul Câmpeanu este suprarealistă, așa ceva nu există. Adică, pe de o parte, sigur că se produc cursuri în atelierul universității, pe de altă parte, ele se vând studenților, adeseori obligatoriu, studenții nu au de ales, da? Iar a lăsa moștenire, nu există ideea asta de a lăsa moștenire cursuri, pe materiale publicate. Toate aceste materiale sunt o creație a unui autor. Nu funcționează așa ceva. Și asta ne dă o stare de asta de confuzie și de derută incredibilă, pentru că ne pune în fața unor situații cu care nu s-a întâlnit nimeni niciodată. Domnule Mihali, să știți că urmăream zilele astea și reacțiile colegilor dumneavoastră din mediul universitar. Și cu câteva excepții remarcabile, domnul profesor Preda, câțiva profesori de la Universitatea din București, fără îndoială și alții din țară despre care poate nu am aflat eu în acest moment, dar mi se pare că e așa o liniște în mediul universitar acum, parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, nu? Adică mă așteptam tocmai profesorii universitari, tocmai cercetătorii, tocmai cei implicați în demersurile astea academice, să reacționeze, să iasă, să spună lucrurilor pe nume. Mi se pare că e așa o liniște și nu reușesc să mi-o explic. Cum comentați această situație? Eu aș putea să încerc să o explic cumva, dar ar trebui să fiu foarte necruțător cu colegii mei. Da, această tăcere observ și eu în jurul meu și în universitatea mea și în alte universități.
Sigur, în privat și în echipe mici se discută, lumea este revoltată, dar în ce privește asumarea unor poziții publice, de curaj al asumării unor poziții publice în favoarea eticii și integrității, asta lipsește. Și să știți, asta atrage cumva și studenții în acest joc și atrage și întreaga școală românească și profesorii de liceu, care sunt mult mai oprimați politic decât suntem noi în universități. Mi-e greu să înțeleg această, nici nu știu cum să-i spun, discreție, ca să rămânem cu un eufemism, da? Da. Sigur că am fost într-o perioadă care nu este o perioadă universitară, dar nici de luni încolo nu se va întâmpla nimic spectaculos. Adică e greu de crezut că vom vedea din cei 26.000 de membri ai corpului academic de profesori din țară, vom vedea 1.000 sau 2.000 ieșind în stradă. A, că au semnat o petiție foarte discret cu prenumele și cu inițiala numelui, da, asta au făcut-o cu siguranță, sunt mulți care au făcut-o. Și sunt oameni curajoși și fiecare universitate, doar că ei sunt cu toții izolați, pentru că totul se câștigă politic. Uitați-vă, majoritatea universităților românești au rectori politici. Sunt foarte rare universitățile, cum este Babeș-Bolyai sau cea din București, în care rectorul să nu aibă o afiliere politică. Iar aici, ministrul Câmpeanu a lucrat și mai zdravăn la proiectul de lege, eliminând toate incompatibilitățile din lege. Rectorul poate să fie și președinte, poate să fie și senator, parlamentar, membru în guvern, orice, nu mai există niciun fel de incompatibilitate. Deci avem o politizare de sus în jos a universităților și mulți își fac niște calcule din acestea foarte personale, prefer această discreție sau o acțiune foarte, foarte liniștită, cumva o reacție între colegi, decât să se manifeste public. Domnule profesor, ce ar trebui să facă în acest moment domnul Sorin Câmpeanu, ministru al educației? Nu sunt 1.000 de posibilități. Ar trebui să demisioneze. Evident, ar trebui să fie o demisie de onoare pentru a salva onoarea educației. Educația, onoarea educației este mai presus decât cariera domnului Câmpeanu. O demisie de onoare ar fi în acest moment o bulă de oxigen pentru învățământul românesc. Dar mai există un aspect foarte important pe care unii oameni l-au descoperit în aceste zile, cercetând tot ce se întâmplă. Alaltă ieri, domnul ministru, în agitația noastră cu plagiatele, a dat un ordin de o hotărâre de ministru, prin care se reglementează procesul de împărțire a celor 600 de milioane de euro care vin din PNRR împotriva abandonului școlar. Iar toată această schemă este o schemă ultrapolitizată, ierarhizată, piramidală, de la minister în jos, prin inspectorii generali, prin inspectorii de specialitate, director, profesor, politizat totul, cu procente clare prin care fondurile sunt împărțite între partide. Și din acest motiv, cred că e foarte, foarte riscant în acest ca să se întâmple ceva împotriva domnului ministru. Deci, e un moment critic. Cred că domnul Câmpeanu face acum, la un moment dat, va fi admirat dreptul de rău, pentru că domnia sa este aproape sacrificat în acest moment. Da? El trebuie să încaseze toate acestea pentru binele educației românești, adică pentru banii pe care urmează să-i primească. În regulă. Vă mulțumesc tare mult, domnule profesor, pentru intervenția dumneavoastră aici la Academia Europa FM. Să știți că îl ascultam pe domnul profesor și așa mi explic cum de la una dintre pseudo-dezbaterile de astă vară, cea organizată cu inspectorii generali, m-a și surprins atunci. Toată lumea l-a ascultat, parcă era Sfântul Petru. Și l-aplaudau la sfârșit, n-am văzut o voce critică, n-am văzut pe cineva care să spună eu nu sunt de acord. În general, eu sunt de părere că atunci când există așa un curent unanim, toată lumea spune da și aplaudă, ceva nu e în regulă acolo. Dar iată, avem un răspuns acum, pare că le-a oferit satisfacția și le-a îndeplinit așteptările, sigur. Așa e. Mă gândeam acum, sigur, acolo unde există, iată, un suport de curs însușit, în mod profund incorrect,
Mă tot întreb, de teza domniei sale n-am mai auzit nimic, cu excepția unei hârtiuțe pe care ne-a arătat-o la un moment dat și prin care a spus că, uite, a fost o comisie care a verificat teza mea de doctorat și e mai mult decât perfectă. Este senzațional. Ok, dar în afară de asta n-am avut acces. Și acum stau și mă întreb, o fi acest suport de curs singurul material aflat în această situație delicată? Ori mai fi și altele? Nu pot să nu mă întreb, sigur că da. Și pentru că m-ați provocat, eu o să răspund, nu. Este foarte interesant răspunsul dumneavoastră și o să vă rog să-mi detaliezi. Nu pot să detaliez acum, o să detaliez în momentul în care voi scrie, dar nu este singura situație în care eu am descoperit, haideți să numesc așa eufemistic, similitudini neacceptate în opera domnului Câmpeanu. Mai am de făcut verificări, dar vă spun categoric, nu este singura situație. Înseamnă că asta este știrea săptămânii. V-am dat o știre, da. Da. Revin și aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră, mă tot întreb și se întreabă multă lume de ce în fața unor dovezi atât de clare, unor evidențe în fața cărora efectiv nu ai ce să spui, de ce în continuare domnul ministru nu demisionează? Ca un gest de onoare până la urmă. Cred că, în primul rând, în România, cred că foarte puține persoane au demisionat în urma unui acest tip de scandal. Îl avem pe Florin Roman recent, mai este fostul ministru al educației Ioan Mang. Cred că este și Mircea Beuran atunci. El, în fine, a demisionat într-o altă conjunctură, a fost forțat, a fost cumva la limită între demisie și remaniere. Nu avem o cultură a onoarei și nu avem o cultură a respectului față de instituție, pentru că aici foarte bine a zis și foarte bine a zis și Ciprian Mihali, e vorba despre a apăra până la urmă instituția, imaginea instituției. Trece dincolo de Sorin Câmpeanu sau orice alt nume care ar putea să ocupe această funcție. Apărarea integrității și imaginii și onoare instituției Ministerului Educației este mai importantă. Eu vreau să mă întreb retoric. Luni, peste 3 zile, va fi deschiderea anului universitar. Președintele Klaus Iohannis nu a lipsit niciodată de la deschiderea anului universitar. La deschiderea anului preuniversitar, președintele s-a dus însoțit de Ministrul Educației. Se va duce și la, de această dată, dacă nu cumva își organizează vreo deplasare în străinătate ca să evite, o situație delicată, incomodă, sau se va duce și îl va gira? Și atunci va gira, practic, e o situație foarte complicată pentru președintele Iohannis, creatorul României Educate. Doamna Șercan, dar cel puțin pentru mine pare foarte ciudată tăcerea domnului președinte, să nu uităm că domnul Klaus Iohannis a fost, nu mai sunt foarte sigur, profesor. Și așteptam cu toții, noi cel puțin în mediul preuniversitar, ne uitam așa cu, aveam așteptări din punctul ăsta de vedere ca președintele nostru, profesor, da, atâția ani, să intervină în vreun fel, oricum, orice, să spună câteva cuvinte. Nu am auzit nimic. Prin această tăcere, am sentimentul că validează tot discursul ăsta al domnului Câmpeanu. Absolut, absolut. Și e tăcere și la nivelul președintelui, e tăcere și la nivelul consilierului pe educație. Nu uităm că are un consilier de stat, doamna Ligia Deca. E o tăcere inexplicabilă, pentru că președintele s-a poziționat în acești ani ca persoana care va restarta, care va da o altă imagine României în viitor prin acest proiect România Educată. Și ne trezim acum că, de fapt, girează de la începutul mandatului, chiar și-a făcut intrarea în funcția de președinte la acea dezbatere, când l-a întrebat pe Victor Ponta despre chestiunea plagiatului și a zis că și apoi declarațiile lui foarte categorice că orice plagiator trebuie să facă un pas înapoi. Ei, acum vedem că de la toate lucrurile acestea, acum după ce a apărut, după ce am făcut ancheta referitoare la premierul Nicolae Ciucă, a zis că el nu se va mai pronunța niciodată pe acest subiect.
E o distanță foarte mare. Și asta ne arată că, de fapt, domnul președinte, eu o să spun foarte clar, este complice în această poveste. Doamna Șercan, spre finalul conversației noastre din această seară, mai am, nici nu știu dacă să-i spun întrebare, mai degrabă un gând pe care vi-l transmit cu voce tare. Ce ar trebui să facem noi, noi oamenii obișnuiți? Sunt poate mii de profesori, de părinți, profesori din preuniversitari. Știți ce să facă părinții? Și profesorii probabil nu vor face, dar părinții. Părinții să-i trimită mesaje pe e-mailul instituțional domnului ministru și să-și exprime gândurile cu privire la această chestiune. Dacă li se pare acceptabil să rămână în funcție sau dacă li se pare inacceptabil să rămână în funcție. Și atunci, și poate pun în CC acest mesaj și către președinție. Da, și aș mai adăuga eu, e foarte important ca în general societatea românească să înțeleagă pentru a mia oară când vorbim despre subiectul ăsta că plagiatul înseamnă furt. Furt exact ca și atunci când... înseamnă degradarea mediului universitar, să nu uităm că în mediul universitar se formează profesorii care vor educa mai departe generațiile de copii. E un lanț, e un circuit așa interdependent între toate verigile acestea sunt unite între ele. Și dacă avem un mediu universitar cu probleme, vom avea un preuniversitar cu probleme și vom avea o societate cu probleme. Da, exact. Vă mulțumesc tare frumos pentru discuția pe care am avut-o în seara asta. Le mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Ne auzim, așa cum v-am obișnuit, joia viitoare de la 18:15. O seară de milioane! Academia Europa FM.